scurt pe 2, apărăm cu un nou episod. E 9 mai 2024 și ne întâmplăm cu o cotă de 58.82, cu 7 evenimente, primul la 16.30. Hai să notăm biletul ăsta din partea mea pentru voi astăzi. Belgia, Cupa Belgiei, ne propune Royal Union Saint-Gilloise versus Antwerp, 1 solist. Cupa Danemarcei, Silkebo, întăvăleală cu Aarhus, GG, ambele echipe marchează. Elveția, Challenge League, Bill, în luptă mare cu Baden, cum sunt notați în aplicații. Unu solist, câștigă Bill, câștigă gazdele. Vă chem pe grupul meu privat de WhatsApp, unde jucăm zi de zi 6 bilete complicate bazate pe statistica mea, 0745 70 80 08. E un loc bun să ne auzim. Scrieți-mi acolo, dați-mi un mesaj pe WhatsApp. Arabia Saudită, Pro League, vin pe biletul de astăzi cu Al Ahdud versus Al Nasr, Riyad, GG, ambele echipe vor marca. UEFA Conference League ne propun mare meci între Olympiacos versus Aston Villa. Doi soliți pentru oaspeți, mergem pentru victoria Aston Villa în seara asta. UEFA Europa League la final de bilet scurt cu doar 7 meciuri. Leverkusen se vor lupta cu AS Roma. GG punem pe bilet, ambele echipe sperăm să marcheze, atât italienii cât și nemții. Atalanta în mare tăvăleală cu Marseille. E o treabă unde selectăm unul solist, victorie pentru gazde, victorie pentru Atalanta în lupta asta cu Marseille. Vă place canalul ăsta? Poate că vă place. Luați linkul de YouTube și distribuiți-l cu prietenii. Astăzi, un episod mai scurt, dar v-am dat esențialul, v-am dat meciurile. Încercările sunt grele, mergem mai departe. Stați alături de mine, dați-mi și mie un like pe pagina de Facebook Contur Pariuri by Vlad Stoian. Dau acolo o cotă bacșiș din două meciuri în fiecare zi și haideți pe grupul ăsta să jucăm periculoasele mele 6 bilete. Pachetul de 6 bilete de mente, inclusiv cel mai greu, venirea mormanului, care ați văzut cât de tare se poate apropia. La două meciuri din 19 și așa mai departe. Două meciuri roșii din 19 propuse. Se întâmplă multe lucruri acolo. Haideți pe grupul meu privat de WhatsApp 0745 70 80 08. Să aveți o zi de joi fabuloasă. Ne revedem!